Mii de oameni au trecut astăzi pe la sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ilie Balaci, depus la stadionul Ion Oblemenco. Rude, prieteni, foști colegi, dar și persoane care l-au admirat au venit să-și ia rămas bun de la cel care a scris istorie în tricoul Universității Craiova, dar și al echipei naționale. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Aurel Țicleanu a susținut un discurs de adio din partea Craiovei Maxima. Craiova a fost echipa care a tras din ce în ce mai mult suport. Uită de către poetul Adrian Bunescu, la Adrianul de Mărinte, e Balaci a făcut parte din această echipă, asigurând trecerea specială de legendă Craiova Maxima. Uită astfel de către marele politicar sportiv Ioan Chiric și mai departe, echipa națională. Ilie ne-a tras cu el spre performanțe greu de egal. Nume mare al Craiovei Craioveni au devenit legende ale fotbalului. Ion Oblemenco, Corneliu Sivă, Constantin Cernea, Petre de Sef, Constantin Deliu, Constantin Oțel, Ilie Oan, Valentin Stănescu, Vasile Frânculescu, Zoltan Crișan, Costică Ștefănescu, Nicolae Tăriloi, Ilie Balaci. Pe vremuri găsiseră se pare formula câștigătoare. Mai amintiți cum ieșeam pe teren, întotdeauna cu capitanul nostru în frunte și cu cel mai bun jucător la coada șirului. Astfel, Ilie se asigura că toți eram la locul nostru și că nimeni nu va rămâne singur pe grupul de luptă. Așa am devenit campion național, aproape campion european și ajutați de comentariul radio lui Sebastian Domozin și cel TV al lui Cristian Țumescu, campioni ai minimului din toată țara. Iar leul de pe stemă avea parte de profilul lui Ilie Balaci. Nimeni nu este profet în țara lui, asta a fost nostru Iisus Hristos. În momentul în care sicriul a fost scos de pe gazon, fanii au aprins torțe alb-albastre și au scandat numele lui Ilie Balaci. Fostul internațional Ilie Balaci a fost înmormântat cu onoruri militare asigurate de garnizoana Craiova din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est.